de un băiat pâinea lui Dumnezeu. Deci dacă l-ai întâlnit personal și eu vreau să mă întâlnesc cu tine, nebun. Eu chiar vreau să mă întâlnesc cu tine. Haideți. Adică nu ne dăm întâlnire de aia romantică. Atunci nu mai vin. Flori și Că alea nu, nu mai nu pe partea aia altă. Nu, nu, nu. Flori doar soției. Să-i dea soția mea soției tale, nu. Doamne da. Frește. Nu sunt, nu sunt pe partea aia altă, mamaie. Vezi că tu mi-ești liderul lor, Andu. Mamă, Ziggy Zagra, dar ce... caracter de Nexios ai, de... Miroșa Nexios. Ce mă, ce ai? Caracterul tău. Miroșa Nexios, mă jur, dar uite de Cristi la el. Ce? Uite nu de la caracterul lui. Uite de la caracterul lui. Miroșa Nexios, hainele și părul și alea și... Azi nu mai port negru. Și mi-am făcut negru, așa, mi-a pus... Negru să nu porți, negru se vede foarte ușor pe... Da, asta se da... Păi... Ia uite-l. Păi da, mă, da, mi-am pus, mi-am pus asta, fii atent. Eu mi-am cumpărat chestia asta cu... Mi-am băgat undeva la 10. Da, mi-am băgat 10 euro. Mi-am băgat 10 euro, cum îi spune. Nu o să pot juca mult, Cristi, maxim 3-4 meciuri dacă o să pot juca, că o să trăiască să plec după aia și după aia știi. Treabă cu prințesa și... Eventual iarăși. Da, da, da. Are că ne întâlnim iară pe la bun internet. Dar stai că nu întreb acum aici pe online. Eu i-am scris mesaj, dar nu știu că nu mi-apare pe WhatsApp. Ce enervant e WhatsApp-ul ăsta, mă. Bă, Cristi, mă sună cineva pe WhatsApp. Așa? Nu mi-apare nimic, deci nu mi-apare că mă sună pe WhatsApp, nu apare număr, nu apare... Dar rămâne cum e normal telefonul, cum vezi tu screen-ul la telefon. Nu știu, mamaie, care e treaba. Prima oară, păi când am cumpărat telefonul, i-am crezut că are o problemă telefonul, pula mea, vorbesc serios. Că eu tot îi ziceam la Andrei, zic, bă, dar nu știu, mă sună cineva și nu știu cine, e problemă cu telefonul. Dar nu era, pentru că mi-am dat seama după aia că mă sună și maica mea pe WhatsApp. Nu știu, n-am problemă cu WhatsApp, de obicei dacă deblochez telefonul, mi-apare direct apel. Mie nu mi-apare absolut nimic. A, e iPhone? Nu. Că acolo Samsung. Mai era problema asta. Tot Samsung am și eu. Ce dracu știi ce? Ia să vedem, găsim match. Cât sunt în? Ești pe Europa sau pe ce ești? Nu, pe Asia. Pe Asia? Bun. Mm-hmm. Băi, e creepy. De obicei nu găsește match. Ce anume? De obicei stă mult la PvP până găsesc match. Nu mai stăm așa de mult. Ia să vedem prin... Nu găsit, ți-am zis? Două minute. Păi, ce, pe regiunea asta joacă mai mult? My God! Nu neapărat, dar e prins pe ăștia. Drept, ca să dai seama, noi ești la un timp de glonț. Nexus de care zicea ăsta... Zicea anonimul de el, era cel mai tare genie pe locul Loran. Da, nu poți greu. Da, nu poți să-i zici numele? Vine așa, pe de-andoasele? Da, că îmi vine greu. Hai să scriu. Hai că scriu, zic. Shrine. Nu, nu e vorba că ți-l-am uitat sau ceva. Hai să pe Construction sau Shrine? Hai pe Shrine. Sau Cold War Bunker. Nu, haideți pe Construction. Haideți pe Construction. Hai pe Construction, cum măcar e soare. Hai băieți. E vorba că vine greu la gură. Cum se numește jucător al nostru? Cum te cheamă? Cum se numește? Zim Revo, m-am obișnuit așa de obicei. Revo. Dar numele tău real, nu las Revo. Gabriel, dar... Gabi, așa, Gabi, eu sunt Cristi. Gabi, stai, eu sunt Laurent, pare bine. Gabi, stai aproape de noi sau, nu știu, cât ai jucat până acum? Am jucat, nu am probleme. Am jucat cu mine, am jucat cu mine. Încearcă să stai cât mai aproape de noi. El e Pathfinder, e joc ce mai bine cu casa de Pathfinder. Hai că mă bag eu medica, nu e nimeni. Ha. Tu ce ești, mamai, Ursache? Da, eu da, da. Mamă. Păi, nu văd. Nu văd de ce ar trebui să mergem. Sau de ce ar trebui să merg medic, să merg și eu medic, știi? Bă, Cristi, îmi pare rău că n-am intrat aseară, mă, dar ți-am zis, m-am pus un pic în pat, zic, hai, că mă uit un pic la televizor și intru după mama, m-a dormit. Bușteană? Am întrebat-o astăzi pe Andreea, da, am întrebat-o astăzi pe Andreea, de-a zic, cum? Eu sunt din Constanța.
Eu sunt Mihar Ghita. București. Oh, bravo. Bravo. Dar eu sunt în Germania acum. Laurent și el e plecat. You got the objective. Now move out. Noi, noi. Și vezi acum? Îi dai alt enter. Alt tab. Alt enter sau alt tab. Alt tab, pentru că încearcă să dai de două ori. Da, pentru că nu o să vezi inamicii. Nu o să vezi inamicii. E bug și posibil să nu... E posibil să-i vezi, dar e posibil să nu-i vezi. Și ca să nu ai surprize... O, e creepy! Da, enemy drone is marked. Shit, they saw me. Stai aproape de Cristi, M12. Stai aproape de el și te rupe. Hai bă, Loran, că vin cu tine. I'm out of their sights. Stai că am eu o dronă. De unde tras? Uite la unul de aici. Bă, dar ăștia cred că se lăbate. Loran, doar zici în dreapta. Nu, n-are. Cum adică în dreapta? A new surveillance system. Vină în spatele meu, vină în spatele meu, te rog eu. Vine că e un lăbar acolo. Trebuie să zici că cineva era la colț? Da. Cred. Mi-a trasă din dreapta, gen. E unul acolo. Și da. Nu, de acolo te-a luat, știu eu de unde. Ăla unul în construction. Nu, ăla din construction l-a luat. Ăsta din cover, or. Deci unul e acolo, vină în coare, vă, cu mine. Bagă-te undeva pe aici, așa să nu te vadă. I heal. Da, mam. I'm drawing fire. O suși, fraieri. I'm spotted. Ți-am zis, sunt doi la mine, ți-am zis, sunt doi în dreapta, e unul la colț și unul deasupra. Ți-am zis că doi aproape. Mai e unul aici. Sensor out, watch for hostiles. Get hacking. The surveillance system is ready to be accessed. Laurent. One of your teammates is injured. Băieți, ăla nu cred că e în spatele meu. Te-am zis, Laurent, că era unul aproape din noi și mi-a dat-o din dreapta. Revo, vină-ncoa. Ok, nu-i bai. Vă păzesc muștii, a? Da. Pe ce parte sunt? Stai să-ți dau un ping dacă urci sus pe deal. A-s pe partea aia, pe deal? Da, unul era partea aia. Unul singur, deci nu știu restul. Mă uit în dreapta ta. Du-te, uite-te, uite-l acolo unul. Îl vezi? Îl poți lua cu dacă ai sniper. I got an enemy marked. Da-i-o. Atâta. Target, one enemy left. Du-te. Du-te spre. A, uite-l sus. Enemy's down. Good kill. Loran, lângă noi, Loran, erau trei pantere. Ți-am zis că era unul aproape. Maze. Deci, nu vreau să zic, dar băiatul să schimbe pe medic ar fi bine. Uite, dacă era, vă dădea drona acum, venea cât mai aproape de voi și mă țineam eu după el, ne întorceam, știi? Din drum. Ăștia el joacă numai o clasă, cred că. Da, Gabi, dacă e mult mai, pentru că tu drona aia nici nu o folosești. Și bagă-te medic, sau hai că mă bag eu medic. Și bagă-te tu eșelon. Mă bag eu eșelon. Nu, trebuie, rămâneți așa cum ați fost toți. Păi noi, frate, okay, că dacă e nevoie de dronă în pula mea și rămân singur cu 3, așa-ți dau revive și... Nu, că mă mai ai... Îi extermină și așa, iau bătrânește. Crimpy săracul nici n-a apucat să ridice armă în fața mea. Dacă care era faza cu Crimpy ăsta? Face glitch-ul ăla stânga-dreapta, are macro pe mouse și sare din țintă. Sare câte un metru în lateral. Hai să-l vezi dacă îl întâlnești. Da, și Revo, faza cu alt abu și cu alt enterul trebuie să-l faci din fiecare rundă, la început. Da. You know what to do. Now execute. S-a spunat cineva, faceți alt tab. Alt tab, repede. Revo s-a spunat. Bine, da, e bine. Hai că dau eu o dronă să-i marchez. Deci unul vrea prin pădure să ne flancheze. Uite la ea.
They're watching me. Hostiles are firing. Unul e acolo deja. Și unul e aici la coloană. Deci nu-mi vine să cred ce mi-a dat un mail rusul ăla. Păi vezi? De-aia zic în pula mea să iau adrenalină. Auzi? Stai să iau eu de aici o... un de-asta. A, ești medic? Da. Surveillance system located. E undeva. O suge, frate. Target down, target down. Stai să-l aranjeze. Stai să-l aranjeze pe gadget-ul ăsta. Acolo. Unde? După ăla. Lasă-l ard pe ăsta din pădure. Acolo după zi. Enemies down. Good kill. Vino in qua la mamaia fotos morti. Only a single enemy remaining. Unde e uno? Dupa zidul asta, e ranit, e ranit, e ranit. Tu l'hai luat. Target eliminated. L'hai luat, eu de ala vorbeam care l'hai luat. Enemy forces have been defeated. Mi-a dat abilitatea, m-a omorat pe toți trei de lângă mine. Da, da, e foarte bun eșelonul. Băi, eșelonul e grozav, băi, e așa de bun eșelonul. De asta îmi place, de asta vreau să fac rank 20. Auzi, auzi, hai să spun o tactică la eșelon. Dacă tu știi pe unde sunt dușmanii, treci ușor printre ei, că ei nu te aud. Dar nu schimbi armă, nu schimbi nimic. Doar treci și îi lași să treacă pe lângă tine. Și după aia ți-ai băgat abilitatea și dai pinguri. Uite, iau unul aici și dai, știi? Și tu iei din spate, noi din față. Normal așa ar trebui cu eșelon. Ia-mi treabă-l pe, când ne-am luat, bă, pe Lucas, pe aia acolo, știi, la casă, tot pe asta era. Mam, sunt trei singuri, mă. Trei și am făcut praf acolo. Da, și cu Nexus. Nu eram cu Ibrahim sau cu cine era? Cu Nexus sau cu Ibrahim când te-ai dus pe Fright Yard acolo între mijloc în ei? Noi atunci eram medic. Eram medic atunci, dar eram cu G2-ul și le-am dat-o chiar la 2 le-am dat-o. I-am dat la 1 și după aia s-au sunus de revive și l-am prins și am dat-o și l-ala. Doi știu că am prins, dar i-am prins pe ăștia toți că ne-am omorât pe toți patru. Eram tot așa, eșelon și am apărut, Vlăduț era unde era lăbarul ăla, știi, sus, de ultimul care l-am luat. Dar era, Vlăduț era jos, cum ar veni. Și l-au omorât, au venit doi, da, au venit doi, le-am dat din spate, m-am dus repede, am dat lui Vlăduț revive și au mai venit încă doi în față. Ramp și pe aia, pe toți patru în aceeași rundă. A fost chestie de 30 de secunde. Dobra. Tac. Să vă dăm la muie. Steagul românesc cu steagul secuiesc. Aici, combinat, gangbang. Ce luăm amai? A, cu cine am căzut? Ia... nu știu. Boți. Bă, haideți pe shrine, pe sabotaj. Votați shrine, așa. Că lăbarii nu o să știe care-i vrăjeala. Că suntem full squad acum. Bă, eu cred că după meciul ăsta o să mă duc și eu să-mi farmez tac. Păi ne scoate Laurent afară, da. Dar lasă-mă da, că... Bă, ia ascultă-mi coa. Ascultă-mi coa. Ai răbdare să termin... Hai să terminăm ăsta, meciurile, până pleacă Laurent, înțelegi? Și după aia pauza când pleacă Laurent, poți să-ți faci și zastava, nu numai tac. Dar nu e atât de bun tacul. Părerea mea... Da, e glonțul, îți duce cam lent. Și așa, noi am făcut destule teste și cu tacul trebuie să dai două gloanțe ca să-l iei jos. Cu tacul cam ai funcționat și l-ai dat jos. El a luat pe jaraș. Uite, întreabă-l pe Vlad, că eu cu Vlad am făcut multe teste pe sniper. Da? Deci chiar dacă ai tac, nici cu tacul nu-l iei jos dintr-un glonț, numai dacă îi dai în cap. Dar dacă îți dau în cap, te iau jos și cu ăsta, și cu... cu Scorpio Scout. Cu Scorpio, da, cu Scout-ul. You got your orders. Now go win this thing. Okay, alt top. Eu îi dau când apare mini Marta. Mini Hart. Mapa a apărut deja. Ziggy! Da? Direct pe A te vreau. Păi mergem pe ea. Bă, dar chiar arat așa de mult ca Nexus? Merg pe partea asta eu. Ce? Chiar așa de mult arat ca Nexus? Păi mă, ce arăt așa ca el? Fii atent, de drona de aici ca să-i vezi, de drona de aici ca să-i vezi. Eu îți dau dronul și spun dacă este oprești. Dar deja unul stă pe punct, nu? Uite alea unul deja.
Du-te, iau pe aici, iau pe aici. Stai pe acolo, iau, stai așa, stai așa. Hai că ți-l țin marcat. Ține-mi, ține-mi. Mai vine unul. Uite-le încă unul. The drone's destroyed. Target down, target down. Enemies down. Good kill. Au beli pula. Only one hostile left standing. Hai, dă-i bătaie pe aici. Își fac eu aici cover. A bomb's been armed at objective A. Don't let the hostiles defuse it. Hai că-mi folosesc abilitatea de aici. Nu, nu, momentan. Target down, target down. N-au șanse, frate. All enemy forces have been eliminated. Mai ales că-s boți, mă, bă, îți poți. N-au șanse. Deci, nu players, mă, de aia îi batem așa greu. Că dacă e să dăm de unii mai așa, mai greluț, nu îi luăm așa de tare, știi? Coai, i-am bătut în doi pe Ibrahim, pe Kelvin Lopez și pe Mau Mau, în pula mea, ce le-am dat acolo? Vezi că Mau Mau a început iar cu figurile alea Laurent, cu tras un cover și nebunii. Nu mă deranjează pe mine, eu îl iau jos. La mine nu e o problemă. Mic off. You know what to do. Now execute. E adevărat, e nervant. Mic on. Hai, duceți-vă pe A, că eu stau pe B. Mic off. Când alergi, puneți, ia-ți pistolul în mână, aleargă mai repede. Să duc pe la heliport. Mă tăiați doi deja pe acolo. Nu știu. Aaaa! Haide, mă! Target eliminated. Mă tăiați acolo. Băi, Laurent, Laurent, aici, 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 aici! Da, 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 știu. Enemy down. Good kill. Only a single enemy remaining. Stai, mă, tocană. Varză murată. Target down, target down. Că pe B, da. Auzit pe ăla când... Enemy forces have been defeated. Da. Dacă veneau pe B, aștepta mă măița aici, el a pierdut cu 4 AC-ul. Range și handling. Rămici ăsta să mori. Bă, băieți. Băgați-vă mințele în cap, nu știți de cine ați dat. Care nu votează? Mai dați o dată. Mă scusese cu Simon din Iza Sejo. Revin imediat, mă duc să mă opiș și să-mi iau apă. Mic off. O, oh, Revo, stai băiatul, ca acum îți dau un... Așa v-am dat, cu M4 îți place să joci? Da, întotdeauna. A? Sunt maestru pe arma asta. Am farmat atât de multe raiduri, când am găsit-o de 300 și m-am obișnuit să joc cu ea și... Pe lângă faptul că are 100 de gloanțe și mă ajută foarte mult când am scos 13 versus 1, i-am luat pe toți doar că m-a ținut încărcătorul. Dacă mi se încărca, îmi pierdeam. Da. Întrebare. Pe ce clasă erai când ai luat asta? Pe Pathfinder? Da, numai Pathfinder am jucat. Mm-hmm. Mai ales în general pe PvE mă ajută foarte mult. Și am viziunea aia pentru critical. Ai pantaloni? Dacă știi. Ai pantaloni de judge? Nu. Bagă-te odată pe bear și să-ți iei pantalonii de judge, că ai 20% stamina și stamina regen speed. Adică stamina te ține cât alergi. Cu stamina am eu probleme, rest am damage resistance-ul foarte mare. Pantalonii,
Pantaloniți trebuie să pantaloniți fie. Pantaloniți de așa? Cu ce păr, cu ce păr, și cu pe joci? Bocanci? Pe bocanci caut toți. Sunt chestii care le folosim noi pentru... Am Gunslinger-ul, da. Ballistics-ul, da. Și Inspired. No, bagă-ți Quick Hands. Revivalist-ul. Da, Quick Hands, bă. Ia, ia Revivalist-ul mai degrabă. Păi da, mă, dar n-are nu ce să care facă. Bă, n-are ce să facă că încarcă căcatul ăla de dronă, n-are ce să facă. Cu Revivalist-ul. Lui păi trebuie da, Quick Hands. El... N-are Quick Hands, mă crezut. Nu. Aaa, păi dar n-are... N-are 100 de meciuri. Dar bagă Revivalist, pentru că Revivalist-ul îți dă... Da, 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 100 de meci. Deci dacă unul dintre, dacă unul dintre noi cade, înțelegi? Îți dă 40% de meci rezistență, în caz că careva trage în tine. Și îți dă 20% movement speed. Mi-a lăsat de mesaj în, în WhatsApp că încă un kill îmi mai trebuie ca să-l întreb pe Robic. Da? Eu i-am zis că eu, da, eu pe Robic l-am întrecut de multe ori. De foarte multe ori. Da, și uitam ceva pe PvP, că mă uitam acum pe PvP status la voi. Mamai, a intrat cu grei. Cine? Robic? Sau, voi, sau cine? Ca... De voi, de voi. Păi ei sunt cam cei mai buni români care, eu sunt cei mai buni de fapt de care am dat. Cam și Nexus plânge când dă de noi, spun eu. Nexus e cel de pe primul loc, primul. De-aia am zis că am meciuri pe ele. Da bine, dar știm tot. Pe Nexus îl ajută lagul de lăm. Nu joacă cinstit. Îl ajută lagul de-l dreacu de la bar. O, fii atent cine a venit înapoi și și-a schimbat numele. Cine? Ding ding dong. Băi, nebun? Să-mi bag pula dacă nu. Și-a schimbat numele. Go back dust. E pe poziția 6 acum. Nobody, nobody și capo și Groot. Mamă, bă, mergi greu, mergi greu. Ok, concentrați. Nobody și capo a mai jucat și pe regiunea normală. Când eram cu Paul. Hai pe ăsta pe... Garandi? Hai pe ăsta pe ăla vrorie. Hai pe ăla, pe primul. E ok și Stony. Merg medic. Vii medic? Normal. Mă găsește luăm casă, bă. A venit Ding Ding Dong, da? Cine e Ding Ding Dong? Ding Ding Dong coșmarul e... Coșmarul lui Nexus. Coșmarul lui Nexus. Și la tot PvP-ul. Nu cred, numai nu că... cred. Dar nu era e... ăla cum îi spun. Acum am văzut în, în ăsta, în, în leaderboard, că și-a schimbat, că și-a schimbat numele. Iarăși. Da, din, nu era ăsta cum îi spune. Coșmarul Nexus nu era Gunslinger? Ding Ding Don, Karma Stinger sau Karma Sheridan, Stinger, e acela. E același nume, e acel, de fapt aceeași persoană. Ok, m-am dus medic eu. Și-a revenit? Mamă, pe faia. Eu am acum am văzut că și-a schimbat numele, că ultimul nume pe care l-a avut a fost Ico. Da. Ok,
Ok, you got the objective. Now move out. Cât mai aproape, cât mai aproape unul de celălalt. E foarte important. Da, tot. Mario, ești eșelon, da? Da, da, da. Alte întrebări, băieții mei? Frumos și flăcoși. Aveți grijă ce la... drone. Na, aveți grijă ce la sniper. Ok, unul aici. Unde? Nobody, la marcatorii. Să-l facăm pe partea stângă. Încă unul marcat. Enemy drone detected. 2-2-2, n-am văzut. Nobody și capul aceeași, în fața voastră, băieți. Adică critic. Și ție. Target eliminated. M-a văzut, dar cu ce dracu m-a văzut? Băi, dar nu pot să cred, bă, trage în mine. A surveillance system has just been located. Laurent, ții drumul? Sensor out. Nu, nu pușați, nu pușați absolut deloc, vă rog. Băieți, aveți vreun boost de viață? Da, ia de aici. Unde ești? Ia de aici. Med supplies over here. O, băga mea și cum am dat de gol, băga mea și pula. I'm healing up. Tracking an enemy drone. Vezi, ai grijă. Laurent, ții partea asta, te rog? Eu sunt pe dreapta voastră. Unul e pe dreapta, eu știu, dar nu pușați absolut deloc, vă rog. Băieți, am abilitatea de eșelon. Dă-i-o. Nu. Stai când dau drona. Sending my drone up. The surveillance system is ready for hacking. Enemy fire. I-am văzut după asta mare, după aia mare, după aia mare. Acolo sunt. Da, stai Cristi. Hai vino Rebu, hai vino. Avansează. Sending my drone up. Dacă te duci cu eșelonul aici în colț. Hostiles are shooting. They got my drone. S-am îndoi acolo. Hai să-i pârlim. Teammate down. I need a medical. Target down. Target down. Enemies down. One enemy left. The enemy's tracking us. The enemy threat has been neutralized. Lala pun ZTK push pe nobody. Bravo. Concentrați-vă. Băiatule, nu... băiatule, uite cu cine ce-am vrut să zic. Gabi, dacă ei pușează, înțelegi, dacă îi vezi pe ei că pușează, poți să pușezi și tu. Ia uite la cum ați că ai us pistolino, hai să suși pula. Închideți chat-ul. Închideți, eu am închis chat-ul, eu nu... Ce le-am dat? Păi amândoi am luat. Unul era mai la piciorul podului, știi? Să-l țină pe ăla de la colțul casei, dar l-am văzut, i-am dat-o și i-am dat-o și l-ăla. You got your orders. Now go win this thing. Bă, eu sunt meu. Nu te duci singur pe stânga, că dacă stoți trei prin pădure, o belești. Pe de-aia nu mă duc doar să iau loot-ul, mă. Nu. Lasă-l să ia ce vrea să ia și după aia vine. Unul deja e pe calea ferată. Unul e aici. Trece aici. Unul e aici, ia loot-ul. Shit, I lost the drone. Revo, stai aici, yeah, în ușă, la întuneric, să nu te vadă. Launching the drone. Laurent, hai să vin pe partea aia. Enemy drone detected. A new surveillance system has just been ID'd. They got me pinned. Vezi că... Launching the drone. I hear gunfire. Drone's down. Vezi că ZTK-ul ăla e pe în spate cu sniperul.
Dropping a medkit. Stai pe partea aia și campează, Cristi, bine? Loran, ține colțul ăsta, te rog frumos. Da. Tracking an enemy drone. Ține intrarea la biserică și alea, că nu e problemă aici. Da. I'm dropping medical supplies over here. Nu aveți unul vreun senzor, uite. The surveillance system is ready for access. Start hacking. Revi. Gabi. Da. Uită-te cu sniperul. Gas incoming. Spread out. Uită-te cu sniperul pe stânga prin pădure. Target eliminated. Ok. La mine doi. Da? Sunt amândoi. Unul pe stânga de azi, din pădure unul a tras. Cred că e nobody. Trebuie să rămâi pe partea aia. Unul pădure și unul acolo. Partea asta nu vine nimic în pădure. E bun că l-as luat pe unul. Îl văd cum se învârte. Dă un ping. Nu trage. Nu, că și așa nu. Dă un ping doar. E pe râu. Aha. Ne așteaptă băieți, atât de l-am văzut. Eyes on a hostile. Hostile. Good kill. Haideți să avansăm un pic. Avansăm un pic. Sending my drone up. Așa. Unul la capo și unul în pădure. Unul capo și unul în pădure. Hostiles are shooting. Nu-l văd pe ăla din pădure, a tras după mine. Nu-l văd în pula mea de unde trage, bă, să-mi bag. De după piatră, de după piatră în pădure, de după piatră, am marcat. Hai că ține colțul ăsta. După piatră. Gata, l-am văzut. Dă un ping, te rog. E acolo. One of your teammates is injured. Care e revive? Dai revive, Gabi. Sper că ești căzut ca mână. Nu e chiar căzut. I hear gunfire. Don't worry, I got you. Opa. Trage după mine. Încerc să-l iau de aici, e bine. Incredibil coaie, bine s-a ascuns după piatră, bă, că nu-l văd. E aici, mă, undeva, de aici l-am văzut trăgând. Stai că știu pe unde mă duc, mă, și eu dau. Mă duc în spawn și eu dau coaie. Nu. Laurent. There's a radiation leak moving into the area. Hey, healuri, hurry up and finish this. Eyes on a hostile. L-am văzut? Dai, așa. Target. Only one hostile left standing. Nu faceți nimic, nu pușați. E tot după piatră, tot după piatră. Ești tot după piatră, asta, nu? Da. Nu s-a mutat, l-am văzut alergând încolo. Vezi că s-ar putea să nu mai fie acolo, fugea. Stai. Nu mai e aici. Nu e aici, că am abilitatea. Du-te la ZT capul ăla, ține-l. Hostiles are firing. God damn it, I'm hurt. Target down. All enemy forces have been eliminated. GG, asta să le dau la muie. Lasă-mă, nu trebuie nici GG, nici nimic. Nexus nu e acolo și e. Sunt gata să-mi putreți. Hai, mergeți repede, adunați-vă și luați repede un jucător bun, că v-am cam părălit. Sunt în swipe pizza voastră. Vai de... Oh!
trebuie să ies. Îmi pare rău. Stai să dai F3. Hai, hai, okay. Că am ieșit. Cine? E, Revo a plecat, de ce? Eu am ieșit. Ești de pe aici. Am ieșit, eu. Mic off, mic on. Băieți, luăm o pauză. Cât ai nevoie, Laurent? Un jumătate de oră, sigur, Cristi. Și după aia vin înapoi, iarăși numai pentru jumătate de oră. Da, bă, frate, bă, pula. Zi. Bine, zi, dacă Cristi. E... Las așa, că dacă vine Vladus, te duci tu la somn, dacă e. Eu încerc să mă grăbesc, Cristi, stai. Nu. Ia-ți jumătate de oră. Băieți, facem pauză jumătate de oră, că n-are rost să ne omoare ăștia pe aici. Nu. Înțelegeți? Ai auzit, Ziki? Hai, vin, mă grăbesc, vin repede, pa. Hai. Deci ne vedem jumătate de oră. Da, băieți, da. Deci, cum să zic eu, putem să intrei, dar e greu, Ziki, știi tu, doi, și el săracul nu știe. Da, mă, dar știu că ăștia, na. Cu Laura mai aveam o chestie, știi, și cu Revo, dar să ia trei cu aici, dacă intră și Nexus nu mai avem șanse, îți dai seama. Da. Oricum i-am bătut. I-am bătut 2-0, ce mai vrei? Da, Revo ăștia au fost unii dintre cei mai buni jucători. Până am apărut noi. Da. E playerul ăsta, Nexus, de care tu vorbi noi, care joacă în echipă cu ei, numai că nu joacă atacuri, și ăla le face toată treaba, gen, e liderul. Numai el vorbește, numai el dă indicații, numai el face alea, numai el ne omoară, știi? Dar oricum nu joacă legit, pentru că, de exemplu, hai să-ți explic, dacă playerul ăla are lag, tu ratezi mai mult și vei să învârtezi, ai văzut cum se învârtează ăștia, ai văzut, nu? Presupun. Am văzut. Ei au și lag și se și învârtește și gen nimerim foarte, foarte greu ca să dai. Guys, we got trouble. Și nu joacă nici de atunci. Și din jumătate de oră. Cum vrei? Hai, revenim în jumătate de oră, Cristi. Da, moșu. Mas não é. Mic off. I need cover!